Obținerea metiloranjului. Metiloranjul se obține în urma reacției de cuplare dintre starea de diazoniu a acidului sulfanilic cu NN-dimetilanilina. Voi scrie acum formula sării de diazoniu acidului sulfanilic. În forma sa sodică cu NN-dimetilanilina. Având în vedere că cuplarea se face cu amină, aceasta se va realiza în mediul acid. Poziția para nu este ocupată, așadar cuplarea se va realiza în poziția para. Practic, se va elimina molecula aceasta de acid clorhidric, hidrogenul din para împreună cu clorul, sub formă de acid clorhidric. Tripla legătură dintre atomii de azot va deveni dublă, iar atomul de azot din capăt se va lega printr-o legătură simplă de nucleul aromatic al NN-dimetil anilinei. Și prin această reacție de cuplare se obține metiloranjul.